După ce a fost clasificată ca cea mai slabă unitate din Gorj, de categoria a 5-a, conducerea a hotărât să promoveze spitalul de pneumoftiziologie în afara județului și asta pentru a atrage cât mai mulți bolnavi. Dovedindu-se că unitatea funcționează la capacitate maximă, s-ar schimba și clasificarea actuală. Am ajuns la concluzia că trebuie să ne promovăm imaginea și spitalul și în afara granițelor județului, având în vedere că în momentul actual numărul de pacienți din afara județului internați la noi este de aproximativ 5,3%. Noi încercăm să facem acest lucru până la finele anului 2011, să încercăm să tindem spre procentul impus de minister. Directorul unității susține că promovarea se va face cu bani din bugetul unității. Doar costuri de deplasare pe care spitalul le va deconta în limitele legale și sper ca aceste costuri care vor trebui plătite pentru cheltuielile de deplasare să aducă beneficii mult mai mari spitalului de pneumoftiziologie. În momentul de față, doar 5% dintre pacienți sunt din afara județului. Rămâne de văzut dacă până la sfârșitul anului spitalul va reuși să urce în clasament și să aibă pacienții din alte județe în procent de 20%.